La nivelul județului Giurgiu vor funcționa din această toamnă 83 de clase pregătitoare destinate copiilor cu vârsta de 6 ani. Și cum nu mai este mult până la primul sunet al clopoțelului, școlile giurgiuvene se pregătesc intens. De exemplu, la școala numărul 8 s-au amenajat 3 clase pregătitoare, toate dotate cu mobilier special creat pentru cei mici, adică bănci, dulapuri, cuiere și chiar uși noi. Urmează să sosească și materialul didactic, având în vedere că se pune accent pe învățarea prin joacă. Conform programei școlare, copiii claselor pregătitoare vor avea ore de comunicare în limba română, educație pentru societate, muzică și mișcare, educație fizică, lucru manual, dar și matematică și explorarea mediului. Potrivit inspectoratului școlar, în județul Giurgiu, toate școlile sunt în grafic cu amenajarea sălilor pentru clasele pregătitoare, în care vor învăța peste 1400 de copii.